Comisia de la Veneția cere reevaluarea codurilor penal și de procedură penală, recent modificate de coaliția psd al de udmr Reprezentanții acestui for de experți arată că reforma legilor penale este necesară pentru a implementa decizii ale Curții Constituționale și directive ale Uniunii Europene, dar și pentru a remedia deficiențele din aplicarea prevederilor actuale. Felul în care s-a realizat însă această reformă lasă mult de dorit. Modul în care reforma a fost făcută nu este totul de deloc corespunzător pentru o reformă comprehensivă a două dintre cele mai importante și sensibile coduri. Amendamentele aflate în discuție au fost adoptate într-un proces legislativ care a fost excesiv de rapid și lipsit de transparență, în ciuda faptului că au existat peste 300 de amendamente, multe dintre ele, aducând schimbări destul de radicale și afectând profund politica penală a statului. În timpul procedurii de adoptare a lor au existat schimbări frecvente în texte, făcând aproape imposibile o consultare semnificativă cu experții și cu practicienii și o discuție semnificativă în cadrul societății. Se subliniază în raportul care are 36 de pagini. Comisia a făcut și mai multe recomandări României. Este recomandat ca autoritățile române să desfășoare o reevaluare totală a amendamentelor la codurile penal și de procedură penală printr-un proces de consultări cuprinzător și eficient pentru a prezenta o propunere legislativă coerentă și solidă care să beneficieze de sprijin larg în interior societății românești și ținând cont pe deplin de standardele aplicabile. Concluziile Curții Constituționale cu privire la amendamentele la cele două coduri vor oferi o orientare suplimentară în acest proces. Mai exact, Comisia recomandă o atenție sporită amendamentelor referitoare la comunicarea în cazul anchetelor penale în desfășurare, dar și celor despre dreptul acuzatului de a fi informat și de a participa la toate actele de acuzare. Referitor la codul penal, Comisia de la Veneția le recomandă autorităților Române să reconsidere și să amendeze prevederile referitoare la fapte legate de corupție, în special Mita, traficul de influență, deturnarea de fonduri și abuzul în serviciu. Comisia de la Veneția, din care face parte și Ministrul Justiției, Tudor el Toader, este un organism consultativ de experți în domeniul dreptului al Consiliului Europei.